Suntem în Ierusalim în anul 33, după ce Domnul Iisus Hristos a fost vândut de Iuda pe 30 de arginți și a fost trădat de acesta printr-o sărutare, iar Petru s-a lepădat de el de 3 ori, în timp ce ceilalți ucenici fugeau speriați, iată că evenimentele continuă în noaptea întunecată. Domnul în lanțuri și bajocorit de gărzile templului a fost dus de la Ana la Caiafa și în cele din urmă judecat de Sinedriul, care l-au dat în mâinile guvernatorului roman, Pilat din Pont, ca un răufăcător. Tu ești regele iudeilor? De la tine însuți spui aceasta sau alții ți-a spus-o despre mine? Crezi că eu sunt iudeu, poporul tău și-a pierit, i-au predat mie. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu predat iudeilor. Așadar, ești tu împărat? Tu spui că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc adevărul. Ce? De aceea, ceea ce m-a predat ție mai mare păcata. Ce este adevărul? Astfel Pilat nu i-a găsit vreo vină lui Iisus, doar iudeii stăriau de-a rândul și mai îndârjit cu rândul, cu al său grai mestrit, lumea toată răzvrătit, de la el din Galileea până la noi în Iudeea. Auzind Pilat astfel că-i galilean de fel și domnind peste popor, în acel ținut, Irod, care atunci cu curtea sa în Ierusalim s-afla, a poruncit să fie dus la Irod pe loc Iisus. Când văzu Irod că vine, bucuratul s-a întru sine. Vreo minune socotea de la el că va vedea. Întrebări multe îi face, dar Iisus la toate tace. Arhiereii nu tăceau, osândirea lui cereau. Pentru a-și poate joc de el, Irod haină scumpă-i pus în spate, ca și unui împărat, și-l trimise la Pilat. Din divan, Pilat ieși la popor și găsui. Oameni buni! De sărbători, fiind ca și alte ori, slobozit un vinovat, e Baraba cel stricat, ce-a furat și-a omorât, și Iisus un alt urât, pe care îmi cereți voi să-l slobod din amândoi. Pe când întreba astfel, iată că veni la el soața. Rogu-te, slobozește pe Iisus, că e nevinovat, toată noaptea l-am visat. Pentru el, visul meu, vai, multe chinuri îndurai. Însă arhierei sfat, iudeii mi-ntregi au dat, au amenințat-o chiar ca să ceară pe tâlhar. Toți de ce au răspuns orbește, pe Baraba îl slobozește. Dar cu Iisus gândiți și îmi răspundeți, ce voiți? Mii de glasuri dușmănești, au strigat, să-l răstignești. Ce-a făcut? Am cercetat, nu-l găsirăm vinovat, nici eu însumi, nici Irod. Am să-l cer și să-l slobod. Nu, iudeii au grăit, vrem să fie răstignit. Și strigau la rând cu ei și toți mari arhierei, când văzu ca lui încercare, sort să-i zbutească n-are. Apa a cerut Pilat mâinile și le-a spălat. Poporul îi zis apoi, cadă sângele pe voi. Și poporul a răspuns, cadă, da, pe noi, pe toți, și pe fii, pe strănepoți. Și Pilat îl slobozi pe Baraba, iar pe Hristos îl trimise soldaților. Soldații l-au îmbrăcat într-o haină roșie, ca de împărat, și tresie în mâini i-au pus, închinându-se în panjocură, scuipându-l, lovindu-l cu tresie, apoi cu palme peste cap și peste gură, și în cele din urmă să fie biciuit. Dar după toate acestea, Domnul Iisus iar a fost adus înaintea lui Pilat. Iată, vi-l aduc pe el afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Iată omul! Răstigniți-l, răstigniți-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Noi avem lege și după legea noastră el trebuie să moară, că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. De unde ești tu? Mie nu vorbești, ca puterea să te... răstignești și puterea să te eliberezi? Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-aș fi fost dată ție de sus. De aceea ce m-a predat ție mai mare păcat are. Să le eliberăm pe acesta, nu ești prietenul al cezarului. Oricum.
Să răstignesc pe împăratul vostru? Avem împărat de pe Cezar. Asta când le-a auzit, ce putea Pilat trăi? Mai putea să-l mântuiască? Lor l-a dat să-l răstignească. De porfiră dezbrăcat și cu haina îmbrăcat, din Ierusalim l-a dus, acolo pe Golgota sus. Crucea singur și-o ducea, dar sub greul ei cădea. Și era Iisus urmat de popor nenumărat, de femei, mulțime, care îl plângeau cu jale mare. El s-a întors și zis la lor: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi și pe copiii voștri, căci iată, vin zile în care vor spune: fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sunii care n-au alăptat. Și vor începe să spună munților: cădeți peste voi și pe alturilor acoperiți-ne, că dacă fac aceasta cu nebunul verde, cu cerul scar, ce va fi? Și l-au dus pe Iisus la locul zis Golgota, care se tălmăcește locul căpățânii. Și a dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el n-a luat. Apoi l-au răstignit. Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac! Sta sub cruce acolo, frântă, de durere Maica Sfântă și un ucenic iubit. Primăvară dulce, fiul meu prea dulce, frumusețea unde ți-a pus? O, a mea lumină, fiul meu prea dulce, cum te-ai ascuns în gura mea? După toate acestea, Domnul a mai spus câteva cuvinte și și-a dat Duhul în mâinile Tatălui. Apoi s-a cutremurat pământul și perdeaua altarului din locașul Domnului, până jos, în două toată, spintecatul s-a deodată, despicatul s-au și stânci, s-au deschis morminte adânci. Sfintii ele se sculară, multora se arătară. Lângă Domnul, un soldat străjuia când a văzut cele ce s-au petrecut. Cu adevărat, Fiul Tatălui de sus, fosta pe pământ Iisus. Fiindcă se apropia ziua sâmbetei și era Paștele iudeilor, s-au grăbit să coboare trupurile de pe cruce, pentru că împreună cu Domnul Iisus mai erau răstigniți doi făcători de rele. Dacă celorlalți doi răstigniți, ca să moară mai repede, li s-au zdrobit fluierele picioarelor pentru Domnul Iisus, fiindcă el murise acum. Numai spre a se întrenința, un soldat cu surița, coasa întregă i-o înțepă. Sânge a curs puțin și apă, și așa s-a îndeplinit ce profeții au grăit în Scripturi despre Hristos. Nu-i va fi zdrobit un os. Și trăia în vremea aceea Iosif din Arimateea, un iudeu cu vață mare, printre Isai și om costare. Lui Iisus învățăcel îi era pe ascuns și el, și cerească împărăție așteptă cu dor să vie. Deci, mergând el a intrat, vine seara la Pilat. A cerut să-i dea lui trupul mort al Domnului, iar Pilat îl dărui. Maria a venit împreună cu Nicodim, a fost la Pilat și a cerut trupul învățătorului. Am cumpărat giulgiu, aloie și smirnă ca să-l înmormântăm cum se cuvine. Îl vom pune în mormântul pe cel nou pe care mi l-am pregătit într-o frumoasă grădină. Îți mulțumesc, Iosif, pentru tot ceea ce ai făcut pentru fiul meu. Dumnezeu să-ți răspătească. Nicodime, Ioane, ajutați-mă să-l dau pe Domnul jos de pe cruce și să-l punem în giulgiu și să-l ducem la mormânt. După ce îl înmormântarăm, piatră mare grea a dus pe mormântul lui Iisus. Sâmbătă s-au adunat arhiereii la Pilat. Ca să ceară pază tare, ca nu cumva ucenicii să-l fure și să spună că a înviat. Straja dând și o întăriră, piatra o pecetluiră. Ziua sâmbetei trecând și duminica sosind, până nu s-a albit de zi, un cutremur se simți
și precum fariseii au spus, învie din morți Iisus. Înger din cereasca ceată, sta pe fiatra alături dată. Straia albă el avea, ca un fulger strălucea. Paznicii când îl văzură, la pământ ca mărți căzură. Dragile mele, și la oră să ne dea pentru de la o marge, cum vom trece de soldați? Vai, mormântul este gol! Ce s-a întâmplat? L-a furat pe Domnul! Păi de ce înmormântați pe Iisus? De ce căutați? Din mormânt a înviat, iată locul unde a stat. Spuneți și la ucenici că el nu mai este aici. A pornit înainte acum pe al Galilei, cum mergeți, aveți cu toți să-l vedeți. Dar pe când plecau ele să-i găsească pe apostoli, iată cine îi se arată. Cam așa se termină povestea noastră, care a început într-o noapte friguroasă și se termină cu o dimineață însorită. Iar dumneavoastră acum, când plecați, veste prin sat să dați. N-aveți teamă, alergați în sat de veste dați că Hristos a înviat și cu El ne întâlnim de câte ori la biserică venim. Vă mulțumim!